Moculescu cu primul single oficial Amarit să zbor, făcut de Mihai Alexandru. Ultima oară când am văzut-o pe Nidia, am cântat la Te cunosc de undeva, cred că acum 3 ani, după care vă amintiți, probabil am cântat cu tatăl ei, cu Horia Moculescu, într-un moment senzațional la Neața. Bună dimineața! Bună. Ce faci? Bine, tu? Ne-am mai văzut de multă vreme. Da, da, da. Ce s-a mai întâmplat în ultimii ani? E prima ta piesă oficială, zice aici. Da. Da. De ce ai așteptat până acum? Nu știu. Da, idee, nu? Abar n-am, nu știu. În rest, bine, sănătoasă? Da. Pe acasă? Cum e treaba? Bine. Horia Moculescu, ce mai faci? Bine. Am citit o declarație că zicea că s-a ales cu o boală după 40 de ani de fumat și e foarte, între ghilimele, mândru de ea. Da, da, are un BPOC. Un ce? BPOC. Sau se ia ceva cu plămânii, nu? Da. Și am văzut că ești alături de el. Da, stau cu el, e normal, e tata. Gătiți împreună? Mai mult el. Mai mult el. Ce faceți de sărbători? Cum vă prinde Crăciunul? Păi, Revelion? Pe mine o să mă prindă la prieten, pe taică-miu la fel, okay. Și Revelionul cred că tot la fel. Deci vă împărțiți decembrie. Da. Zi mai multe de piesa asta. Mi-a fost propusă de către Mihai Alexandru. Uh-huh. Am auzit-o, mi-a plăcut, am zis ok, hai să o facem. Și am tras o reglă într-o zi. Și aia a fost. Cum de nu te-ai gândit până acum? Că tu ai mai cântat, tot timpul ai cântat. Dar nu te-ai gândit niciodată. Da, dar n-am fost niciodată preocupată de treaba asta. Uh-huh. Pentru că muncind într-un club de noapte, uh-huh, eram sătură. Uh-huh. Și acum a venit vremea. E prima piesă pe care o auzim și noi astăzi la Neața. Rămânem împreună pentru că avem un joc după pauză. Te joci cu noi? Da, mă joc. Hai, cum să nu te joci cu noi? Hai să ne întoarcem imediat la Neața cu un joc cu Nidia Moculescu după puțină pauză.